Berbec, astăzi veți avea o zi prodigioasă la locul de muncă. S-ar putea să finalizați sarcinile care vă dădeau bătăi de cap. Taur, veți fi predispuși la depresie în această perioadă. Încercați să petreceți mai mult timp cu cei dragi sau făcând ceea ce vă place. Gemeni, în ciuda prudenței, s-ar putea să aveți cheltuieli neprevăzute. Dacă totuși trebuie să faceți o investiție substanțială, atunci apelați la ajutorul unui specialist. Rac, în cazul în care simțiți că v-ați îndepărtat de familie, încercați să luați o pauză și stați mai mult acasă. Leu, se anunță o zi plină de evenimente. Dacă în relația de cuplu ar putea să apară scânteie la locul de muncă, veți avea noi oportunități. Fecioară, încercați să nu fiți prea autoritari cu copiii. Nu acordați prea multă importanță situației financiare, ci relațiilor cu cei dragi. Balanță, deși încercați să vă rezolvați toate problemele, acum aveți nevoie de ajutorul celor din jur. Fiți mai înțelegători și păstrați-vă calmul. Scorpion, sunteți într-un cerc vicios și mereu pus pe ceartă. Chibzuiți înainte de a lua o decizie și nu confundați problemele profesionale cu cele personale. Săgetător, fiți echilibrați și acceptați noile provocări. Aveți grijă la simptomele de anemie și programați-vă la un control la medic. Capricorn, se anunță dificultăți la locul de muncă, unde un coleg s-ar putea să vă pună autoritatea sub semnul întrebării. Încercați să dați deoparte emoțiile negative. Vărsător, relațiile pe care le aveți cu cei dragi și cu partenerul s-ar putea să vă pară plictisitoare. Nu vă lăsați copleșiți și concentrați-vă pe ce aveți de făcut. Pești, la locul de muncă s-ar putea să câștigați bani în plus, însă acceptați provocarea doar dacă veți avea suficient timp.